La scorul de 2-0 pentru echipa faimoșilor, la start se pregătesc să ajungă la bârnă Zani pentru echipa faimoșilor și Alin de la echipa războinicilor. Trei, doi, unu, și pornesc împingerea, cele două echipe, se opintește acolo, aproape cu urechea, împing cele două echipe, împinge Zani, împinge Georgiana și lovește pentru a treia oară găleata echipa faimoșilor, scorul devine 3-0 pentru faimoși. Am o întrebare pentru război, nici vedeți ce ați pierdut? Tancul sovietic, uite la ce! Ați pierdut tancul, bă! Investigați-vă de aia! Ați pierdut la final! Crezi că ți se îndoie corpul, te încurde stare și rămâi acolo, nu împingi. M-am zis, și avea după ce siguranță pe corpul încurdat, avea acolo și împingi. 3 secunde stai acolo și care are forța mai mare, ăla de gând. Dacă ai corpul moale, dacă ai corpul moale și vrei să împingi, te îndoie. Normal, te îndoie. Ce e scorul? 30. Da, 5 de kg. Și că e bărbat. La scorul de 3-0 pentru echipa faimoșilor, Majda, ajutată de Culiță, luptă pentru faimoși, cu Marilena, ajutată de Lucian, pentru războinici. 3, 2, 1. Și împing ambele echipe. Foarte puternic acolo Culiță cu Majda, dar și Lucian răspunde pe aceeași măsură. Este un joc al încordării maxime. Se împinge și se debalansează un pic echipa faimoșilor, pentru că rezistă acolo foarte bine. Cedează războinicii și din nou punct pentru faimoși. Scorul devine 4-0 pentru echipa faimoșilor. Dar evați că nu stă bine că era cu hiper extensie. Te-ai îndoit pe spate? Da! Final. Ai răbdare, ai răbdare! Nu, nu mai faci așa! Așa stai! Adu crema! Stai pe loc! Stai acolo! Nu mai aveam cum, am dat pe spate și nu mai aveam nicio putere. Mi-a pocnit tot în mine, jur! Stai acolo! Stai acolo! Ai văzut că am revenit, Luci? O bucată! Stau, nu mai mă doare! Hai, sus. Ușor. Gata. De la lombar, nu? Nu te mai îndoi. Nu mai te da. Da, gata. Gata?
sunteți la start, gândiți-vă că vreți plăcere. Dar doar, să mă fac tare cu ea. Nu mai pot. Nu, poate eu din dinte. Am odin, dar vreau să fiu în formă la proba mea, știi, ca când începe cu stare. Păi da, proba ta nu... A, tu ai ajutat pe cineva prima dată? Da, te-am ajutat. A, da, nu a fost proba ta, am înțeles. A fost proba lui... Mai bine stai atunci, stai odinește-te până vine proba ta. După ce proba mea, după aia poți să mai ajuta. Nu am acolo, mă. Cum? Nu, ne-am revenit, ba, ne-am revenit acolo o bucată. Statul, ai luat statul, ai luat meciul. Nu mai e cum să revii, decât foarte greu. În clipa în care te împingi în spate, nu mai pot să ții contra din picioare, da, picioare întinse și atâta. Dat aici. Pentru că e am ținut aici, să aici, da. Dar nu și tu ai ținut mâinile așa. Da. După 4 puncte consecutive câștigate de echipa Faimoșilor, scorul este de 4-0. Îi invit la start pe Cosmin de la Faimoși și pe Albert de la Războinici. Cosmin este ajutat de Majda, în timp ce Albert este ajutat de Andreea. Trei, doi, unu! Și încep să împingă cele două echipe la scorul de 4-0 pentru Faimoși. Împinge Cosmin și se dezechilibrează cu Majda. Împing foarte bine acolo Andreea și Albert pentru echipa Faimoșilor. Bârla, care are o lungime circa 10 metri, se înclină, dar își revine. Se înclină pe partea Faimoșilor. Luptă și se opintesc. Trebuie să ajungă ambele echipe la găleata roșie, găleata albastră. Extraordinară tensiune în teren, ambele echipe își încurajează cu echipierii. Perechile sunt compuse din Cosmin și Majda, din Albert și Andreea. Niciuna dintre perechi pare să nu cedeze. Împing până la genunchi în nisip Albert și Andreea. Împing și Cosmin și Majda. Echilibru în bârnă, un mic avans pentru Andreea și Albert, pentru echipa Războinicilor. Își revine acolo Cosmin cu Majda, se opintesc. Respiră puternic, urlă acolo Albert cu Andreea, împing ambele echipe, împinge și Cosmin și cade pentru prima dată găleata roșie. Scorul devine 4-1 pentru echipa Faimoșilor. Ce-ai pățit? Ai dat-o peste cap? Are o cuntă peste cap. Are închidere de probleme de cap. Are închidere de cap. Hai, că am pus aici tebus. Nu mai puteam, dacă dădeam drumul de aici, pierdeam. Păi, deci tu ai patinai groaznic, patinai groaznic. De aici, de aici făceai. Și erai numai piciorul drept. Deci tu puterea aveai, dar patinai nu mai acolo. Nu mai acolo. Deci ai ziceai că ești în gol. Da, e 4-1, da? Pentru noi, da? Lasă că la a doua tură o să poți juca și tu și vă sunteți foarte puternici. Da. E bine. La tura a doua. Bine, chinei de acolo, erai maximă. Dar nu e vorba de, e vorba că trebuie să te sincronizezi când da. Ascultă-mă că eu mă cunosc, dacă îi dădeam acolo băi, drumul, eu credeam. Auzi, dacă îți forțezi asta, ți-o pot da peste cap. Eu am avut un tur aici. Deci trebuie băi, să, când am zis atunci și nu eram pregătit, când am simțit că eram bine pe poziție, m-am dus cu umărul. Scorul este de 4-1 pentru echipa Faimoșilor. Vă reamintesc că prima echipă care acumulează 10 puncte este echipa câștigătoare a celui de-al doilea joc de imunitate la Survivor România. Le invit pentru următorul duel feminin pe Elena de la echipa Faimoșilor și pe Maria de la echipa Războinicilor.
3, 2, 1. Și pornește deja cu un avantaj echipa faimoșilor. Împinge acolo Elena Marin, împinge lângă ea și ator. Se opintesc și perechea formată din Sorin și Maria. Cu un avans echipa faimoșilor. În salturi Bârna cu un băț prevăzut, se apropie de găleata albastră. Găleata albastră este, iată, trântită din nou. Scorul devine 5-1 pentru echipa faimoșilor. Eu o să fiu! Și pe ce pe Elena, Elena e obosită, bro. Elena, da, da, corect. Ești obosită, nu poți să mă duci pe asta. Ba da, ba da, pot. Poți? Ai vii lângă mine? Tu să ai încredere în cine vrei. Eu am încredere în tine, Elena. Am mai multă forță așa. Hai, tu ai făcut, da? Și eu tot așa. Nu așa. Eu mai mult da, 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 dacă te duci, la început trebuie să plătești. Așa, 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 da, pe vreau să meargă ea, da? Ok, dacă nu e Elena, te iau pe tine, da? Da, e bine? Fără nicio problemă, vreau să ajut echipa, atât. Acum, 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 înțelegi? Cu asta știm momentul în care trebuie să împingem noi. Dar în restul ține, ține. Și pornim împins și după care așteptăm. Și așteptăm, împingem. Forța aia, nu-l lași moale. Nu-l lași. Hei, ascultă, și la start, și la start să țipăm. La start când el zice 3. Când zice 3, trebuie să țipăm noi împreună. La scorul de 5-1 pentru echipa faimoșilor, invit pentru probă pe Moroșanu pentru echipa faimoșilor și pe Starlin pentru echipa războinicilor. Cele două perechi împinge Moroșanu cu Elena Marin. Se opintesc și iată îi spulberă practic faimoșii. Starlin cade acolo și Marilena. Se pare că Starlin a suferit o accidentare. Îmi pare rău numai că și eu sărit da, tot. Și mie. Da, nu era... Da, asta este. Tu ți-ai făcut datorie. Mi-am făcut datoria ta, te-am împins. Nici n-ai văzut, nici n-ai văzut. Și cum a sărit găleata aia? O sărit de 5 km. El la un moment dat ar fi... Bă, Dumnezeu nu doarme, frate. Dumnezeu niciodată. Bă, nu-i vorba de asta. Ne pare rău pentru ei. Îmi pare rău. Și noi nu putem accidenta. Adică hai, oricine, da. Hai să fim realiști. Noi putem accidenta. Da. Oricine, știi că e vorba aia. Ce mai pot să câștigi, frate? Dați-mi un pic de apă peste ochi. Are nevoie. Adu apă, adu apă. Darlin, Darlin, uite-te la mine un pic. Uite-te la mine. Trage mâna la pe ochi. Nu fură mâna. Dau așa cu apă pe ochi. Nu poți omiști. Mamă, deci ne-a accidentat. Bravo, Starlin! Bravo, Starlin! Campionul! Hai. Puteam fi unul dintre noi, Doamne ferește. Da, da. Da, corect, nu, noi ne bucurăm pentru. Bă, contează foarte mult cum ții acolo, dacă Elena, nu știu cum se ține aia. Dacă nu ți încordezi abdomenul, te-ai terminat ziua aia. Îmi împinge cum stă cu mâinile drepte perfecte. Elena, stă foarte bine. Da, pentru că, vedeți, ăla i-a ieșit. Nu stați așa. Băi, i-a ieșit acolo. Bă, așa, stați drept. Măi, el a împins. Nu mă simt mâna. Hei! Sărac! Să mor acum, m-am bucurat, dar chiar îmi pare rău, bro. Mie îmi plăcea de Stalin, că era bărbat, bărbat ăla. Bravo, Starlin! 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 Starlin!
În runda precedentă, Starlin de la echipa războinicilor a suferit o accidentare serioasă care necesită îngrijiri medicale. El a fost transportat la spital și nu se mai poate întoarce pentru cel de-al doilea joc de imunitate la Survivor România. Te rog, Cătălin. Dane, faimoșii, întreaga echipă am hotărât să nu luăm acest punct pentru că Starlin s-a accidentat și considerăm că ar fi bine să mai facem un joc să se repete pentru a avea șanse egale să mergem mai departe. Deci, Moroșanu, sunteți de acord că scorul este 5-1 în favoarea faimoșilor? Pentru că echipa faimoșilor a hotărât să nu păstreze punctul precedent, scorul devine 5-1 pentru echipa faimoșilor. Le invit la start pentru un nou duel feminin pe Alexandra Stan din echipa faimoșilor alături de Andreea din echipa războinicilor. Alexandra Stan este ajutată de Costi, în timp ce Andreea este ajutată de Musti. 3, 2, 1! Și pornesc ambele echipe. Împinge Alexandra Stan cu Costi, împinge acolo și Musti cu Andreea. Un foarte mic avans pentru echipa faimoșilor. Împinge și rezistă ambele echipe, Alexandra Stan și Costi și Musti împreună cu Andreea. Bârna orizontală se balansează în față și în spate, însă este în echilibru. Și faimoșii și războinicii nu reușesc să împingă. Ambele echipe se opintesc. Se opintește din nou Alexandra Stan cu Costi. Un mic avans acolo pentru războinici. Pare că cedează. Faimoșii însă nu își revin. Împinge acolo Musti și Andreea. Împinge Costi cu Alexandra Stan. Din nou se opintește. Duelul este extrem de echilibrat. 1, 2, 3 și... Ambele cupluri de concurență susținute către echipe de pe margine. Împing ambele echipe și din nou de secunde bune echilibru. Pare că trece de data aceasta. Trec războinici însă și opresc avansul. Musti și Andreea împinge acolo Costi. Costi Ioniță împinge, împinge Alexandra Stan. Se apropie acolo și Musti cu Andreea de găleata roșie. Forțează și rezistă încă, încă rezistă faimoșii, însă cade găleata faimoșilor. Scorul devine 5-2 pentru echipa faimoșilor. Musti și Andreea au adus punctul pentru războinici. Ești puternică, a rezistat foarte bine, ai fost bombă, mă, fată, ai fost foarte bună, mă. Ai fost tare, Stan. Bă, ai ținut în mâncația și tot, a cedat coți și a mai ținut, știu, încă câteva secunde, ai fost bună, rău, ai fost bună, tare. Bravo. Alexandra, ai fost bună, rău, ai fost bună, n-a fost vina ta, să știi, n-a fost vina ta, Alexandra, n-a fost vina ta. Deci n-a fost vina ta, să știi, n-a fost vina ta. Gata. Nu, de data asta a fost sincronizat. Musti, nu mă lăsa! Musti, nu mă lăsa! Musti, nu mă lăsa! Bravo, 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 bravo. Da? Bravo. Bravo. Hai. Bravo. Hai. Bine, Alexandra. Hai. Alexandra. Da, da, bravo. Bravo. Bun, și țipam. Da. Da. Da, asta e secretul. Să așteptăm. Și vă proptiți în picioare. Da. Nu e forță.
E răbdare. E ok? Răbdare. Am văzut că e răbdare. Răbdare. Hai liniștită. Deci, stai relax. Nu mai aveam cum să mai împing. Nu mai aveam. Stai jos. Oricum am încordat din mâini. Bravo. Am lăsat un febul la brațe. Și la picioarele. Acum să te uiți la adversarul tău. Contează foarte mult. Mulți se uită tot timpul la competiție. Băi, să te uiți la el. Când împingi tu acolo, te uiți la el. Mă uitam la el, te concentrezi să împingi. Nu. Că stă pe loc să se uite. Am fost odată. E bombardier jador să moară Gibilan dacă nu e cea mai tare. Ești cea mai tare, bă. Boss, ești distrugător. La scorul de 5-2 pentru echipa faimoșilor, îi invit la start pentru a se înfrunta pe Jador de la echipa faimoșilor și pe Lucian de la echipa războinicilor. Hai, Jador! Ești bombă! Bombă ești!